Care sunt alimentele pe care le mănâncă cei mai fericiți oameni de pe pământ? După ce țara lor a fost desemnată pentru al 6-lea an la rând cea mai fericită din lume, tot mai mulți vor să aplice rețeta succesului a statului din nordul Europei. Potrivit unui raport, cea mai fericită țară din lume este Finlanda pentru al 6-lea an consecutiv. Care este secretul lor? Fericirea finlandeză ar avea la bază patru mari elemente: relația strânsă cu natura, durabilitatea, simplitatea ca principiu de viață și, poate cel mai important, dragostea pentru mâncare. Dieta lor a fost gândită în așa fel încât să ajute organismul să facă față condițiilor dure ale climei din nordul Europei. Simplitatea este prezentă și în gastronomie, iar ingredientele folosite sunt de cea mai bună calitate. Unul dintre preparatele preferate ale finlandezilor este kalakanto. Are un nume sofisticat, însă este surprinzător de ușor de gătit. Este de fapt un aluat din secară umplut cu pește, biban, știucă, la care se adaugă slănină și ceapă. Se pune la cuptor până când aluatul devine crocant. Vasele de fontă sunt nelipsite din bucătăriile din Finlanda, pentru că în ele se prepară cea mai bună tocăniță. Este o tocăniță din carne de porc, de vită sau de miel, cu morcovi, ceapă și cartofi. Se servește cu ceață de afine și pâine de secară. În topul preferințelor celor care locuiesc în cea mai fericită țară din lume este și lohi keitto, o supă de somon tradițională preparată cu praș și cartofi și urnată cu puțin mărar. Relatează playtech.ro.